și bine v-am regăsit! A început numărătoarea inversă până la Crăciun, iar pentru români aceste câteva zile până la marea sărbătoare înseamnă goana după cumpărături. În piețe și în supermarketuri este forfotă, iar regulile impuse de pandemie aproape că nici nu mai există. Clienții stau umăr la umăr, fără distanțare fizică, iar purtarea măștii de protecție este pentru unii, chiar și în aceste locuri foarte aglomerate, doar o opțiune. La ce urmări să ne așteptăm din punct de vedere epidemiologic după aglomerația de la cumpărături, aflăm imediat de la specialiști. Mergem astăzi și în cele două mari spitale din Buzău, unde aproape că nici nu se simte apropierea sărbătorilor de iarnă. Cadrele medicale sunt epuizate, iar saloanele sunt pline de pacienți pentru care Crăciunul înseamnă o nouă zi în lupta împotriva infecției cu SARS-CoV-2. Cum vor fi următoarele zile pentru personalul medical și bolnavii COVID, aflăm tot astăzi. În partea a doua a întâlnirii noastre discutăm despre Crăciunul sub restricțiile impuse de pesta porcină. Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare ne vor învăța de unde să cumpărăm în siguranță carne de porc. Mergem și în piața centrală unde vom vedea cum merg vânzările și ce se caută pentru masa de sărbători. Încheiem ediția de astăzi cu meniuri de Crăciun. Stăm de vorbă cu șef bucătar de la care aflăm ce nu ar trebui să lipsească de pe masa festivă, dar și cât costă un meniu gata pregătit și livrat la ușa casei noastre. Așadar, rămâneți alături de noi! Începem Focus News! Dar, doamnelor și domnilor, această săptămână se va încheia cu marea sărbătoare așteptată de noi toți. Crăciunul este în doar câteva zile, iar atmosfera asta de cumpărături mai degrabă decât de sărbătoare se simte deja în tot orașul. Am fost astăzi în piață, am făcut așa un tur de oraș să vedem cam cum stau lucrurile. În primul rând mi-a atras atenția faptul că este aglomerat. În piețe oamenii merg umăr la umăr. Am văzut oameni care purtau masca de protecție corect. Am văzut și oameni care nu o purtau deloc sau o purtau, dar nu cred că proteja în acel moment masca respectivă pentru că era undeva aproape de bărbie sau sub nas. Vom vedea ce înseamnă această aglomerație din aceste zile, pe de o parte în piață și în toate locurile publice din oraș, pe de altă parte și în supermarketuri este la fel de aglomerat și în mall-uri. Lumea cumpără de toate, tot ce are nevoie omul în casă pentru aceste sărbători. O să vorbim imediat și despre faptul că, iată, Asociația Marilor Rețele Comerciale din România, această asociație a cerut ca programul supermarketurilor să fie mărit în această perioadă de sărbători, adică de la 21, că știm că acum aceste magazine se închid la ora 21, să fie lăsate deschise în această perioadă de sărbători până la orele 22. Dar pentru toate acestea și pentru toate întrebările pe care le avem astăzi din punct de vedere epidemiologic, la aceste întrebări ne va răspunde ca de obicei Carmen Scântei, medic epidemiolog la DSP. Bună seara, doamna doctor! Bună seara! Doamna doctor, o să începem cu ceea ce ne doare cel mai tare în această perioadă, pentru că noi, ca simpli privitori, să spunem, ne putem da seama că în jurul nostru este foarte aglomerat. Spuneam mai devreme și în piețe, și în supermarketuri, și în magazinele, nu știu, și la farmacie, peste tot vedem aglomerat în această perioadă. Uneori am spune că, iată, oamenii simt apropierea acestor sărbători, le trăiesc poate ca în fiecare an din acest punct de vedere al cumpărăturilor, al aprovizionărilor și uneori am impresia că uită de aceste reguli de distanțare fizică și reguli impuse de pandemia, de coronavirus. O să-i loc pe colegii mei dacă pot difuza pentru telespectatori și imaginile pe care le-am surprins astăzi în piața centrală și în același timp vă ascult pe dumneavoastră. Ce credeți că ne așteaptă după aceste zile de aglomerație, această goană după cumpărături? Păi, ce poate să ne aștepte după așa o
interpretare a legislației. Oamenii sunt dornici să petreacă sau cred că au ajuns și la momentul în care se mulțumesc, așa cum am confiat pe toată lumea, să petreacă în familie. Dar ca să petreacă în familie, au nevoie de niște lucruri. Este foarte greu să interzici unui om să iasă la cumpărături. Important este să se păstreze cât se poate masca pe față corect purtată, pentru că o mască pusă mai sus sau mai jos nu protejează individul de lângă tine și în același timp să știm că dezinfecția mâinilor înainte de a ne atinge fața, nasul, gura este esențială în interzicerea transmiterii acestui virus. Cred că este o acalmie în această perioadă în ceea ce privește înregistrarea numărului de îmbolnăviri. Părerea mea personală este că cei mai mulți nu se prezintă la serviciile medicale din dorința de a nu rămâne în domiciliu 14 zile, deci risc mare pentru comunitate, pentru că asta înseamnă că ei circulă și circulând împrăștie virusul. În al doilea rând este și problema pe care o creează pentru ei înșiși, pentru boala pe care o dezvoltă. Pentru că există forme de boală ușoare peste care crezi că poți trece foarte repede și care îți fac surprize exact către sfârșitul celor 14 zile. Atunci se întâmplă să apară o simptomatologie violentă care obligă la internare și care obligă la o atitudine medicală destul de invazivă. Și vă întreb acum, doamna doctor, pentru că avem, cei de acasă pot vedea imaginile din Piața Centrală și este foarte aglomerat, așa cum am spus și mai devreme, unii poartă mască, alții, am văzut și persoane care nu aveau acea mască, deși la un moment dat erau polițiști locali undeva la intrarea în piață și îi atenționau pe cei care urmau să intre să poarte mască, astăzi nu i-am văzut. La un moment dat, la intrarea în piață erau și niște dozatoare în acelea cu dezinfectant, nu am mai văzut. Poate nu am văzut eu, s-au mutat locul în care au fost montate, dar vă pot spune că n-am văzut pe nimeni care să se dezinfecteze pe mâini, nici cu un dezinfectant pe care să-l aibă în buzunar și erau oameni care atingeau și legumele și fructele, oameni care stăteau la coadă în magazine, oameni care ieșeau din magazine, cel puțin aleile acelea din piață erau pline. Vreau să le luăm pe rând. Pe de o parte, pentru că am vorbit de piață, cât de mare este riscul în piață, pentru că vorbim totuși de un spațiu liber în exterior, de transmitere. O să vedem acest lucru peste 14 zile, cât de mare este riscul. O să înțeleagă toată lumea că nu nerespectarea acestor legi sau sfidare, poate e mai bine spus, nu determină decât creșterea suferinței întregii națiuni, prelungirea acestei stări de evoluție de tip pandemie. Pentru ce? Pentru legi avem. Important ar fi să le respectăm și important este ca cei care trebuie să observe acest lucru să o și facă. Și în supermarketuri, ca să vorbim și de spațiile închise, acolo este un risc mai mare de transmitere. Acolo am văzut într-adevăr toată lumea purta mască, fie că unii poate o purtau, nu știu, ușor sub nas, să spun da, așa. Bineînțeles că într-un spațiu închis riscul este mai mare. Faptul că totuși există un control, că nu se admite accesul magazin până nu te supui unei anumite trieri, ca să zic așa, sau că ți se recomandă mai serios dezinfecția mâinilor, este totuși un lucru foarte bun.
Este, supermarketul îi oferă o suprafață foarte, foarte mare, dar și cumpărătorii sunt în număr foarte, foarte mult, mare, așa încât nu știu dacă poate să pot păstra distanța regulamentară sau dacă la casă există niște marcaje care să indice la ce distanță trebuie să stea unul în spatele celuilalt. Marcaje sunt, dar vă spun și din proprie experiență, nu se respectă această distanțare. De multe ori am fost nevoită să atenționez pe cel din spatele meu să păstreze distanța, să nu vină fix în spatele meu, adică foarte aproape. Ce ne ajută la supermarket, aș putea spune, sunt coșurile de cumpărături care au ele, cred că, aproape un metru și atunci dacă omul vine cu acel coș mare, cel de exterior, la casă, automat este distanță între cel din fața ta și între cel din față și cel din spate. Da. Da. Dar, deci depinde foarte mult de conștiința fiecăruia. Adică degeaba există legi, degeaba încercăm să suprimăm această circulație acestui microb dacă noi nu suntem conștienți de ce putem face ca să se realizeze acest lucru. Văd, doamna doctor, Asociația Marilor Rețele Comerciale din România a transmis, informează un site de la noi din țară, că a transmis pentru a doua oară Comitetului Național pentru Situații de Urgență și cer prin această informare ca programul supermarketurilor să fie prelungit în această perioadă, mai exact în perioada 19-24 decembrie și 28-31 decembrie, să fie prelungit de la ora 21, la cât se închid acum aceste supermarketuri, până la ora 22. Ce părere aveți ca și epidemiolog această mărire? Pentru că a fost luată decizia să închidă tot la ora 21? Poate că a fost luată tocmai în ideea în care a mai dilua un pic riscul ăsta de transmitere. Pentru a, știți, un program prelungit presupune și automat o scădere a riscului vis-a-vis de numărul celor care accesează spațiile astea. Așa mă gândesc eu. În ideea asta a fost luat. Nu numai în scopul creșterii beneficiului prin creșterea vânzărilor, ci și pentru om. Vedem că această decizie nu i-a împiedicat pe români să iasă din casă, să meargă în aceste centre comerciale. Din contră, s-au dus mai mulți într-un interval mai scurt. Da, eu nu pot să controlez acest lucru, nu e corect. Deci cu asta trebuie început, că nu este corect. Dar nu știu cum am putea controla acest lucru dacă fiecare dintre noi, repet, nu are conștiința acestui risc. Dacă okay, încă mai sunt persoane care neagă existența acestei infecții. Dacă încă mai sunt persoane care speră că, indiferent ce s-ar întâmpla, ele sunt foarte rezistente și vor depăși cu brio situația. Și atunci este foarte greu să poftiți. Vă întreb, doamna doctor, în această perioadă, dacă sunt oameni care nu și-au terminat cumpărăturile, sunt de bună credință, ce sfaturi le dați? Cum să facă ei în așa fel încât să respecte și toate regulile, să fie și ei cât de cât în siguranță, dar să-și facă oamenii și cumpărăturile pentru sărbători? Pentru că, na, toată lumea are nevoie să fie... Există, din câte știu, și comerțul online, care ne ajută la foarte multe achiziții, mai ales pe noi cei care suntem cuprinși într-o activitate care n-are limită în timp. Deci se poate, asta vreau să susțin. Și poate că ar fi, nu știu, este o idee mea personală, să se filtreze cu un pic accesul. De la ora la ora sunt primite atâtea persoane în magazin. Nu știu dacă se va putea realiza. Mi se pare și mie mi se pare așa utopie. Dar inclusiv în piețe, credeți că ar trebui să fie de... în piețe credeți că ar trebui să fie un orar pentru accesul acolo, de exemplu, nu știu, pe categorii de vârstă am ajuns sau... să cred că cu cât fixăm mai multe rigori în aceste zile, cu atâta ele vor fi mai asidu încărcate. Așa că nu ne rămâne decât să facem promovarea riscului.
să spunem, uite ce se poate întâmpla, uite unde puteți să ajunge, unde, mulți dintre noi au pierit în această luptă. Așa este, peste 200 de persoane. Medicale, dintre oameni care au dezvoltat această infecție, care n-are vârstă, n-are limită. Deci trebuie să te gândești totdeauna prin prisma acestor riscuri pe care n-ai vrea să le ai și să le înregistrezi și oricui se poate orice în orice moment. Dat fiind faptul că am trecut deja peste unele sărbători, vorbim de sărbătorile pascale, deci am putea să facem oarecum o comparație. Ce vedeți că s-ar putea întâmpla pascale, peste... Pascale știm foarte bine ce a urmat, nu? Asta vă întreb. Concret, la ce vă așteptați ca epidemiolog peste 2 săptămâni? Dat fiind faptul că puteți face comparație cu sărbătorile pascale. O explozie a numărului de îmbolnăviri. Și, din nefericire, varianta circulantă a acestei perioade este una destul de agresivă, am mai spus-o și o repet. Deci, cazurile grave vor fi cele care vor apela la servicii medicale, cazuri care necesită urgent o ambulanță care e plecată la o altă situație, la un accident rutier și se temporizează. Temporizarea înseamnă și pentru el un risc mare. Ajunge într-un UPU, unde acolo la UPU sunt iarăși 100 de persoane venite înaintea individului care depistează la un moment dat niște simptome. Și ce se întâmplă? Toate temporizările astea sunt în defavoare. O explozie de îmbolnăvire, ați spus, cel mai mult la Buzău am avut în jur de 100 de cazuri pe zi, peste 2 săptămâni și să ne mai mult am avut, 150-170 au fost. Ne așteptăm din nou la această cifră pentru că acum suntem într-o scădere, 30 astăzi. Aș vrea, da, acum e foarte bine, zic, este așa un echilibru, n-am depășit 100 de cazuri. Nici o zi în ultimile 10 zile, ba chiar am scăzut foarte, foarte frumos, însă acum nu-i momentul să ne felicităm pentru că n-avem pentru ce. Am înțeles și sper ca toată lumea, toți cei care ne-au urmărit să fi înțeles mesajul dumneavoastră, să ne protejăm, să ne facem și cumpărăturile, dacă se poate online, dacă nu cei bătrâni mă gândesc, dacă nu pot, nu au la cine să apeleze și trebuie să ajungă neapărat în piețe și în magazine pentru a-și cumpăra ceea ce au nevoie, să o facă într-un interval orar care nu este atât de aglomerat, spuneți dumneavoastră. Da. Vreau să trecem mai departe în minutele pe care le mai avem și promit să nu vă țin foarte mult, doamna doctor. Vorbim despre un ajutor pe care l-ați primit începând cu această săptămână din partea militarilor. Vă rog să ne spuneți despre ce este vorba și câți militari vă ajută. Este vorba de realizarea unui punct call center unde participă 25 de cadre militare care răspund celor care vor să cunoască anumite detalii conform legislației și metodologiei acestei infecții. Lucru care vine în sprijinul nostru foarte mult pentru că o serie întreagă de telefoane la care nu mai avea cine să răspundă din punct de vedere al timpului fizic, așa, sunt preluate și oamenii poate sunt mai ușor lămuriți asupra problemei pe care o ridică. Tot acest centru se va desfășura unde? La garnizoană? Vor veni la DSP? La nivelul, da. Acolo și-au creat propriul lor punct de lucru, ceea ce e foarte bine. Au fost instruiți militarii? Au fost instruiți în repetate rânduri, li s-a dat și materialul necesar să-l studieze, deci nu se pune problema că am avea surprize. Și oricum noi suntem permanent lângă dumnealor atunci când ar avea vreo neclaritate să lămâim problema. Cam câte apeluri mai primiți acum pe zi? La cât s-a ajuns? N-aș putea să spun că n-am făcut o statistică. În schimb, erau momente în care sunau 4 telefoane la o persoană. Dacă ai 2 telefoane de birou și 2 mobile și sună toate,
sau vorbești, ești într-o convorbire și începi să sune, nu. Acum suntem chiar, am observat că se desfășoară totul civilizat. Da? Se poate vorbi, chiar dacă închizi la unul și răspunzi la celălalt, dar oricum e cu totul altceva. Ce întrebări mai au oamenii? Să înțeleg cam ce le mai este neclar după, iată, 9-10 luni de pandemie. Întrebările sunt legate și de evenimente neplăcute pe care le au în familie, cum ar fi decese sau îmbolnăvirea ale părinților bătrâni care se află la distanță, pentru care ar avea nevoie să meargă cineva din familia respectivă. Se întâmplă ca cei tineri să fie în carantină determinat de eu știu ce alt contact avut aici local și să nu poată, întrebări legate de ce ar putea să facă dacă se simt rău, întrebări legate de eu știu, confortul pe care l-ar avea într-o unitate sanitară sau ce presupune sau durata unei spitalizări sau lucruri așadar, de genul ăsta. Oamenii au nevoie de răspunsuri din ceea ce înțeleg eu. E bine că, iată, primiți un ajutor. Mă gândesc că poate în perioada aceasta este cu atât mai mare ajutorul, pentru că tot personalul medical, nu doar cel de la DSP, tot personalul medical este epuizat și atunci orice ajutor venit în această direcție, sigur, este binevenit. Eu așa și zic că ne ajutăm foarte mult între noi. Noi, partea profilactică cu cei din curativă. Da? N-am putea să facem nimic dacă n-am lucrat în echipă. Doamna doctor, cum mai stăm cu testările? Am văzut că astăzi undeva la 90 și ceva de teste făcute, adică un număr mult mai mic față de ceea ce știam noi, iar din cele 90 și ceva de testări, 30 au fost pozitive. Deci să vorbim un pic, dacă se poate, despre câte testări se mai fac și care este rata de pozitivare în Buzău la acest moment. Rata de pozitivare e cam 20% din testele făcute, 20 până în 30 la ora asta. Într-adevăr, numărul testărilor a scăzut pentru că exact ceea ce eu v-am spus dumneavoastră. Nu știu dacă chiar suntem în foarte mare scădere, pentru că dumneavoastră aflați în primul rând pozitivii, dar sunt lucrați câte 13 pe serie, pentru că noi avem și pe metodologie, pe grupele de risc la care lucrăm periodic și ei sunt lucrați. Deci există un număr de teste destul de ridicat pe zi. Se fac niște tehnici de laborator, nici eu nu pot să le dezvolt pentru că nu le cunosc, și se face în așa fel încât să putem să facem față tuturor solicitărilor și programărilor pe care le avem conform metodologiei. Vedem noi restricții, noi țări care au impus restricții. Mă refer aici la Marea Britanie, era o țară din care se întorceau în această perioadă și mulți buzoieni, mulți români. Vedem că acum, odată ce acolo au apărut, spun specialiștii noi, tulpini ale acestui virus, sunt, bineînțeles, aceste restricții impuse. Mă refer la românii care vin de acolo, ar trebui să stea obligatoriu 2 săptămâni în carantină. Sigur că da, vor sta în carantină. Spuneți-mi, doamna doctor, ca epidemiolog, cum vedeți, ce ați mai observat în îmbolnăvirile înregistrate în ultima perioadă? Cum a mai evoluat virusul și la noi? Pentru că automat și românii și buzoienii se întreabă dacă, așa deci, cum virusul... Eu cred că n-aș vrea să mă repet, dar am spus de la început că infecțiile ca și număr înregistrat de îmbolnăviri au fost într-o scădere remarcabilă, dar că formele de boală care au fost dezvoltate au fost medii și grave. Deci asta foarte pentru puține forme ușoare, foarte puține forme ușoare. Și v-am spus, acest criteriu de gravitate se înregistrează în ultima parte a monitorizării. Asta deci și pentru că virusul a suferit aceste mutații? Și cum? Asta și pentru că virusul a suferit aceste mutații, să înțelegem? Nu, virusul ăsta cu mutație, cât am citit și cât mi s-a oferit ca informație,
Este cu contagiozitate mare, dar nu este implicat în forme severe de boală. Am înțeles. Este posibil Da. să ajungă și la noi acest virus? Văd că momentan se vorbește despre el Este în Marea posibil. Britanie. Într-o boală aerogenă, orice este posibil. Și o ultimă întrebare, doamna doctor, dacă ne puteți spune și ce ne puteți spune despre pregătirea vaccinării anticovid, este un subiect despre care s-a tot vorbit în ultima perioadă. Știam că și Buzău. Deocamdată nu pot să vă spun decât că suntem în pregătirea locațiilor în care vor funcționa centrele de vaccinare și că primii pe lista de vaccinare va fi personalul medical. Avem. În rest, toate celelalte detalii vi se dau de cei în drept. Avem o rată de răspundere la acest vaccin în sensul de cât și-au dat acordul pentru a fi vaccinați? Din fericire, cred, cifra pe care am avut-o la prima solicitare a suferit modificări în sensul creșterii. Deci foarte mulți au dorit să se înscrie, din personalul medical vorbesc, au dorit să se înscrie pe lista de eligibil de vaccinare. Inițial vorbeam de un procent undeva la 50% dintre cei chestionați. Acum peste jumătate, să spunem? Da, a depășit procentul ăsta. N-aș putea să vă spun, n-am făcut așa ceva, nici nu mai facem alte liste, vom face lista în momentul în care începem această activitate. 18 centre, dintre care 6 în municipiul Buzău erau la un moment dat anunțate, dacă se menține acest raport. Deocamdată da. Deocamdată da, și avem tot ce ne trebuie la Buzău? Da, să zicem că noi am văzut astea, am făcut recomandările respective, se verifică din când în când care este starea lucrurilor. În unitățile sanitare nu există niciun fel de problemă, activitatea se poate începe oricând. Mai departe, fiecare centru este în amenajări. Peste tot în spitale s-a vorbit despre de criza de personal de la debutul pandemiei. În această situație avem personalul necesar? O să folosim personalul recomandat de Ministerul Sănătății, adică din rețeaua de medicină școlară, pe care deocamdată îl folosim la anchetele epidemiologice, o să mai luăm dintre ei și o să, probabil, acolo, o să ne adresăm medicilor de familie care poate doresc să participe la această acțiune, o să încercăm toate metodele posibile ca să avem personalul pe care se va dorim. Merge pe voluntariat, doamna doctor, ca și personal sau... Nu cunosc aceste detalii și n-ar fi cazul să le Am discutăm. Înțeles. Locurile din spital, și promit că aceasta este ultima întrebare, cu care intrăm în această perioadă, iată, aglomerată, sărbători, avem tot ce ne trebuie, avem un număr mai avem scăzut. Avem locuri în spitalul tampon Râmnicu Sărat, avem locuri deocamdată și în secțiile noastre exterioare, e drept că puține, dar avem, am făcut față, nimeni din care a impus internarea nu a rămas în afara acestui recomandări. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru toate informațiile pe care ne le-ați dat. Vă doresc și eu sărbători frumoase, dacă nu mai vorbim până mulțumesc vineri de Crăciun. Și un an nou așa cum vă doriți dumneavoastră. Multă liniște și multă bucurie. Așadar, doamnelor și domnilor, am vorbit cu doamna doctor Carmen Scântei. Ați văzut toate sfaturile pe care ne le-a dat în ceea ce privește această perioadă, modul în care trebuie să ne aprovizionăm astfel încât să respectăm și regulile impuse de pandemie, să ne și protejăm. Doamna doctor recomanda comerțul online, cumpărăturile online. Și în același timp să încercăm să ieșim din casă, să mergem la cumpărături în orele pe care le considerăm noi că poate nu este atât de aglomerat în piață, poate foarte de dimineață sau poate nu știu exact când ar fi în piață un
cel mai potrivit orar, dar clar nu 4-5 în momentul în care oamenii ies de la serviciu și probabil în drumul spre casă mai trec pe la cumpărături și poate în jurul, eu am fost astăzi undeva la ora 10 și ați văzut imaginile foarte, foarte aglomerat. Suntem într-un trend descendent în momentul acesta în Buzău. O să vă dau citire cât colegii mei vor face legătura cu liderul de sindicat de la Sanitas, pentru că v-am promis la începutul acestei întâlniri că vom merge și în cele mai importante spitale din județul nostru și m-am referit la Spitalul Județean din municipiul Buzău, dar și la Spitalul Suport COVID din Râmnicu Sărat, pentru că vrem să vedem cum se simte acolo acest Crăciun, primul Crăciun în pandemie. Este adevărat, personalul medical a mai trecut printr-o perioada asemănătoare, mă refer la perioada sărbătorilor pascale, dar parcă atunci nu era numărul atât de mare de îmbolnăviri ca cel înregistrat în ultima perioadă. Vom sta de vorbă pe rând cu reprezentanți din cele două unități medicale pentru a afla toate informațiile și vă promiteam cât face colegul meu această legătură, să vă spun că astăzi am avut 30 de noi cazuri. Asta înseamnă că am ajuns ca județ la 7891 de îmbolnăviri. Și ca să vă faceți o idee ce a însemnat această lună până astăzi, vă pot spune că de pe 1 decembrie și până astăzi am avut un total de 1290 de îmbolnăviri. Aș putea spune că este într-o ușoară scădere față de cifrele înregistrate în luna noiembrie, când v-am repetat de mai multe ori, am avut un vârf al infectărilor într-un interval de 30-31 de zile. Am avut peste 2500 de cazuri confirmate în luna noiembrie. Iată, în decembrie, de pe 1 decembrie și până astăzi 21, avem 1290, deci un trend descendent, ceea ce ne spunea și doamna doctor mai devreme. Ca și pacienți, ca și vârsta pacienților confirmați astăzi, între 23 și 83, 30 de cazuri. Dintre cele 30 de cazuri, 7 pacienți au fost diagnosticați în laboratoare private. Tot astăzi avem înregistrate și 2 decese, din păcate, astfel că numărul total al deceselor a ajuns la 206. Una dintre persoanele care a decedat astăzi este și o bătrână din căminul de vârstnici, cel care este în acest moment focar COVID-19, vorbesc de focarul de la Istrița. Așadar, este o bătrână de 93 de ani, care a fost testată și confirmată cu SARS-CoV-2, a fost internată la Râmnicu Sărat, dar din păcate nu a supraviețuit acestei infecții, având și multiple comorbidități. Cealaltă persoană care a decedat avea 76 de ani, a fost cu multiple comorbidități, diabet zaharat, obezitate de gradul 2 și alte afecțiuni. Colegii mei au stabilit între timp legătura cu liderul de sindicat de la Sanitas. Vorbim în acest moment cu Mihai Ștefan. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Și eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi, deși veniți dintr-o tură lungă la spital. Vorbeam cu dumneavoastră și mai că nu reușeați să intrați în legătură directă cu noi, tocmai pentru că, deși programul se încheiase, tot ceea ce aveți acolo de făcut la spital nu vă lasă în primul rând nici inima, dar și multitudinea de sarcini să plecați imediat ce programul s-a încheiat și trebuie să rămâneți după program pentru a lăsa toate lucrurile în ordine, pentru că vorbim de oameni și de viața oamenilor. Nu putem să închidem ușa și să plecăm chiar dacă programul s-a încheiat. Și bănuiesc că este un lucru pe care îl fac și colegii dumneavoastră, nu doar dumneavoastră. Cu siguranță. Am mai ocupat odată această funcție de asistent șef în decursul anilor. Poate atunci am făcut-o puțin mai, să zicem, mai fără experiență. Acum, să zic, am mai multă experiență și încerc să văd lucrurile altfel, dar exact așa cum mi-a spus și dumneavoastră, nu te lasă inima să poți să pleci, să lași totul în urma ta. Nu pot să spun după mine potopul. Niciodată n-am spus-o. Totdeauna am fost persoana care am acceptat și în mine au încăput foarte multe lucruri.
Și sper ca și de aici încolo să fac să ne fie bine, să căutăm momente de armonie, să căutăm să fim eficienți în ceea ce facem, să nu ne risipim energia, să nu irosim energia în zadar. V-am spus, eficiența este cea mai, cel mai bun lucru de care ar trebui să dăm dovadă acum, să nu ne irosim energia după un an de zile. Cred că mai avem resurse, eu așa cred și vreau să întăresc cuvântul cred, pentru că aceasta este meseria noastră pe care ne-am ales-o și trebuie să o facem. Dacă sunteți foarte optimist. Dumneavoastră ați fost, ca să înțeleagă toată lumea de acasă, pe lângă faptul că sunteți lider de sindicat de la Sanitas, în momentul acesta ocupați funcția de asistent șef pe departamentul COVID, vorbind de secția pe nu amenajată, COVID. Da, exact. Nu amenajată în urmă cu câteva săptămâni, undeva la etajul 4 al spitalului, unde la un moment dat ni s-a comunicat că au fost create 30 de locuri. Spuneți-ne ce înseamnă pentru dumneavoastră această nouă sarcină de serviciu, ce înseamnă să tratezi pacienți COVID? Nu pot să vă spun că este un lucru nou. Nu este un lucru nou, dar pentru fiecare dintre noi există teama de a nu te infecta. Dacă și de aici personalul se infectează, unde este nevoie, și în spital rare persoane care se infectează, foarte rare se întâmplă după o anchetă epidemiologică să depistezi că s-a pozitivat din spital. Nu, pentru că avem echipamentele de protecție care ne protejează, nu cred, dar... Chiar dacă noi suntem persoanele care suntem conștiente și știm ceea ce trebuie să facem, avem persoane de lângă noi care nu sunt atât de responsabile, pentru că nu văd, nu discut foarte mult problemele de acasă, de la serviciu, să spui copilului spală-te, vezi dacă ai fost la magazin sau dacă ai fost undeva. Și astea sunt lucruri care pot, ei au fost niște vectori pentru noi care ne-au adus și ne-au îmbolnăvit. Nu avem de unde, de la un loc de joacă, din parc, de oriunde. Acum, prin această infectare comunitară, ați văzut așa de mare, acum să zicem că cifrele au început să mai scadă, dar mai scad pentru că au început să stea acasă, să nu se mai testeze sau se testează și au cumpărat teste de pe site, de pe diverse site-uri și a zis dacă mi-este bine sau acasă și asta e. Și ajung la noi acum, exact să mă leg de sectorul în care lucrez, ajung în stare destul de grav. Și se decompensează de la oră la alta. Te uiți la ei, efectiv, evident, sunt persoane și de toate vârstele. Sunt persoane care 14 zile îi vezi ca o floricică, vezi că începe să înflorească și într-o oră l-ai scăpat. E ceva de nedescris în cuvinte, nu se poate descrie în cuvinte. A fost un an și sper să acesta să rămână anul în care s-a scris o istorie, în care s-a scris istorie. Din punct de vedere negativ vorbind. Da, din punct de vedere negativ, din păcate. Cam acest câți pacienți an... aveți acum în grijă pe acest departament? Avem destui. Sunt undeva la aproape de 40 de pacienți. Și asta se întâmplă zilnic, eliberăm paturi, transferăm într-altă parte, pozitivii care se pozitivează pleacă la spitalele COVID, iar persoanele care sunt negative rămân la noi cu indicația de transfer către diferite secții. PNF depinde de afecțiunea pe care o are fiecare. Este o pneumonie, îl simt. Asta voiam să vă mai întreb, dacă aceste persoane au și alte afecțiuni, cam ce afecțiuni au? Cu siguranță au și alte afecțiuni. Sunt persoane, mai ales persoane în vârstă, cu hipertensiune arterială, diabet, zaharat predomină, diferite forme de neo, foarte multe boli asociate care, dacă mai vine și acest virus, se destabilizează cu totul. Sunt marea majoritate obezitate, diabet și hipertensiune arterială. Dar e suficient. E suficient să ai una dintre ele. Eu vă pot povesti, vă pot vorbi despre mine, care sunt o persoană sănătoasă și am fost infectat acum 2 săptămâni. Da? Nu este o stare de bine. Chiar dacă am avut o formă ușoară, ceva în organismul uman se întâmplă. Sunt diferite stări care nu ți le pot explica nici ție însuși.
să nu suporți televizor, să nu suporți radio, să nu suporți lumina la ora 7, să fie liniște, să aveam diverse stări, eu ca persoană sănătoasă și labilă, nu labilă, o persoană integră, psihic. V-ați făcut analizele după această infecție să vedeți dacă sunt pe undeva modificări? Da, am avut doar modificări hepatice din primele analize. Acum urmează să îmi fac de o detectare de anticorpi și să repet iarăși o gamă de analize, să vedem dacă că totuși sunt sub tratament. Perioada imediat ați putut să munciți, să înțeleg, pentru că erați la spital. Acea stare de oboseală la dumneavoastră s-a manifestat sau pentru că a fost o formă ușoară, nu a fost atât de... În primele zile, fiind și stând la curte, aveam, ieșeam în curte la aer, dar totuși 10 minute, 15 minute pe zi le simțeam, adică mă trăgea patul. Simțeai nevoia de odihnă. Indiferent, v-am spus, a fost o formă ușoară. Dar dumneavoastră asta, cum v-ați dat seama că sunteți infectat? Păi, până la pasul în care ați făcut testul, efectiv. Când am rămas fără gust și fără miros. N-a fost. Am făcut o febră într-o singură seară și apoi dimineața când m-am dus la serviciu, am zis cu mine, le-am spus colegilor mele că nu sunt în regulă, să stea la distanță, că mă voi duce și mă voi testa și cred că am. Și așa a fost. S-a confirmat imediat acest lucru. Nu m-am panicat, nu am intrat în panică, nu am făcut nicio, dar v-am spus, el în sine, poate și subconștientul lucrează și... Știți de unde v-ați infectat? Asta nu vă pot spune. În niciun caz de la serviciu. Și am fost o persoană destul de reticentă, să zic, la întâlniri. Cu o săptămână înainte am fost am avut o perioadă de concediu de 10 zile în care nici pe mama mea n-am vizitat-o. Mă duceam efectiv în curte, îi lăsam cumpărăturile și plecam. Am zis să o protejez totuși fiind o persoană cu comorbidități. Să nu. Și nu știu, și totuși a dispărut gustul și mirosul și ei după administrarea vaccinului antigripal, încă nu am testat-o, dar nu cred că ea a fost un vector sau ceva să mă poată infecta pe mine. Nu știu. V-am spus, este greu să facă, mi-am tot refăcut filmul, să vedem de unde s-a produs infectarea. Nu pot să vă spun. Nu știu. Spuneați tocmai despre, oarecum ați anticipat, fără să vreți, următoarea întrebare, faptul că ați dorit în toată această perioadă să vă protejați familia și atunci eu vin acum și vă întreb pe dumneavoastră cum vor arăta aceste sărbători, pentru că sărbătorile de iarnă și în general sărbătorile reprezentau un prilej de a te întâlni cu familia alărgită, cu prietenii, pentru cadrele medicale aceste momente de sărbători cum vor arăta, pentru că poate în familiile noastre se vor respecta regulile spuse în sensul că să nu ne întâlnim cu toate rudele, dar pentru, și aici respect, repet, în funcție de conștiința fiecăruia, se va întâlni sau nu. Dar pentru cadrele medicale, cum vor arăta aceste momente? Pentru unii, să zicem, care au făcut boala, cred că acum sunt protejați, dar nu. Nu cred că în totalitate suntem protejați. Ne putem reinfecta. După cum ați văzut și dumneavoastră, sunt reinfectările. Eu cred că toată lumea ar trebui să fie conștientă, să nu ne lăsăm cuprinși de mirosul de cozonac și toate cele, trebuie să ne întâlnim, să facem diverse petreceri și toate cele. Vă spun, cred că sunt o categorie de persoane care au trecut prin boală și acum ați spus, eu sunt... am anticorp și nu o să mai am boala. Unii vor fi care stau cu frica în sân să nu sta în izolare 14 zile și să fiu chiar de Crăciun și de Revelion. Eu sper să fim un pic mai conștienți, și mai atenți la ceea ce facem în aceste zile. Nu este o perioadă să stai în casă. Efectiv, adică nu este o perioadă în care să nu te bucuri de sărbătoarea Crăciunului. Nu este cred că cel mai frumos
sunt cele mai frumoase sărbători din an, de care se bucură toți. Se simte această sărbătoare de Crăciun în colectivul Spitalului Județean? De obicei erau și colindători care veneau, erau și daruri care se împărțeau pacienților? Da, ne-am armonizat un pic, ne-am creat un pic de confort, ne-am pus o ghirlandă, ne-am pus pe o ușă, cât de micuță, să fie ceva simbolic, să simțim că vine și la noi în spital Crăciunul. Am făcut un brad într-un hol mai depărtat, nu în secții, cum făceam de altă dată în cabinetul nostru, să ne bucurăm de mirosul bradului, să ne împărțim cadourile de Crăciun, să... Deci ați renunțat oarecum la obiceiurile acestea? S-a renunțat, da. Oare din doi brazi care îi făceam într-o secție, am reușit să facem doar unul și cam atât. Și l-a pus la intrare să se vadă dimineața când vii, adică să fie ceva plăcut ochiului. Și doar atât. Și doar pentru ceva bolnavi, aveți ceva special în perioada aceasta pentru să le mai bucurați sufletele? Pentru că n-au voie nici la vizitatori, nici... Nu, din acest punct de vedere este greu de spus. Vă dați seama, sunt persoanele care pe noi ne văd doar îmbrăcați în combinezon, cu ochelari de protecție, cu tot echipamentul pe noi, ei nici nu știu cine vine și îngrijește. Niciodată n-a știut cine se află sub acel costum. Niciodată. Din această perioadă, ei nu au văzut cine îi tratează. Doar te recunoaște după voce, ci că azi mai fost și ieri sau a fost ieri noapte. Nu sunt această persoană, dar ei așteaptă, am spus, ne pare rău, să uită cum îți curg transpirațiile, cum îți curge transpirația pe față în momentul în care administrezi un medicament și spune vai de capul vostru sau au diverse chestii astea de compătimire. Să știți că sunt și ei fiind în suferință, încearcă să fie, să empatizeze și cu noi, cei care nu au văzut niciodată adevărați oameni care au fost și au îngrijit. O ultimă întrebare mai am văzut într-un alt județ s-a putut, nu știu dacă la noi se poate și dacă se întâmplă acest lucru măcar de sărbători, am văzut într-un alt județ că un preot de acolo, de la biserica de care aparținea și spitalul din localitatea respectivă, știu că avem și noi o biserică chiar în apropierea spitalului, preotul respectiv putea să meargă la pacienți pentru a le mai alina suferința, asta de vorbă cu ei. La noi se poate întâmpla lucrul acesta măcar de sărbători? Da, da, să știți că la cererea pacienților, preotul merge în spital la fiecare în parte, fiind bătrâni, ei au ținut post, au ținut divers, așa vor să împărtășească și merge. Chiar avem acum printre noi un psihoterapeut care vine și vorbește, intră de 2-3 ori pe zi la dumnealor și vorbește cu fiecare în parte. Adică totuși am încercat să le creăm un confort și lor acolo. Intră inclusiv la pacienții COVID acest preot? Intră inclusiv la pacienții COVID, da, da, da. Intră inclusiv la pacienții COVID. De când se întâmplă lucrul acesta? De la 1 decembrie această doamnă și-a arătat dorința de a veni și de a face bine pacienților. Vorbim de psihoterapeut, da? Da, da. Și preotul? Și preotul la fel, dar v-am spus, consilierile preotului sunt doar la solicitare. Nu poate veni părintele să intre în secție, adică să-l îmbrăcăm, să-l vedeți în combinezon, să-l vedeți echipat și toate cele. Se echipează cu echipament, dar nu cred că ar fi atributul dumnealui să facă așa ceva. Nu acum ca și un părtinitor al preotului, dar intră și își face ceea ce trebuie pentru cele creștinești, pentru un pacient care solicită să și vină preotul. Și inclusiv preotul intră la pacienții COVID? Da. Intră și preotul la pacientul COVID. Am înțeles. Dacă pacientul solicită, preotul intră. Da, nu știam dacă există această posibilitate și la există. Noi. Și se chiar a făcut, apropo de donații și toate cele, și la noi, în secția de pediatrie, preotul le-a făcut un brad frumos. Și de fiecare dată, părintele, din fondurile așa puține cum au fost, de fiecare an și când a fost în secția de pediatrie, a venit cu cadouri pentru fiecare copil din secție. Mă suna o seară înainte și spunea, domnul Ștefan, ce putem să le aducem și noi copilași? Putem să venim să le aducem și noi ceva copilașilor? Cum să nu? Mulțumesc frumos, părinte, poftiți. Era... Pe toată durata pandemiei a venit și părintele sau acum în apropierea sărbătorilor? Nu.
Deci pe toată durata pandemiei, părintele a fost acolo, a fost alături, fiind preotul spitalului, v-am spus, pacienții solicită, există număr de telefon pus în avizierul fiecărei secții, pacienții cer sau dăm numărul de telefon familiei, îl sună, ia legătura de cele mai multe ori familia și pacienții în sine iau legătura cu preotul și vine. Ați putut observa dacă sunt mai multe solicitări acum decât în alte perioade? Nu vă pot spune dacă e o diferență foarte mare, dar zilnic mă întâlnesc pe holurile spitalului cu părintele. Zilnic. Părintele este nelipsit din spital. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ștefan. Multă sănătate dumneavoastră și familiei dumneavoastră și sărbători cu bine, dacă nu ne mai auzim mulțumesc, până la Crăciun. Mulțumesc, să ne auzim cu bine, doamna Marilena. Mulțumesc frumos. Sănătate multă. Așadar, ați auzit cum vor fi aceste sărbători pentru bolnavii din Spitalul Municipiului Buzău. Cum se anunță aceste sărbători pentru personalul medical de acolo, se încearcă să se ofere pentru fiecare, atât pentru colectivul de acolo, cât și pentru pacienți, o mică bucurie, chiar dacă sunt, bineînțeles, restricții și nu mai sunt obiceiurile de altă dată. Vom merge imediat și la spitalul din Râmnicu Sărat, imediat ce colegii mei vor face legătura cu Felicia Vasile, directorul medical de acolo, pentru a vedea câți pacienți mai sunt internați în acest moment în spitalul suport COVID. Știm, s-a cerut încă o dată deschiderea acestui spital și pentru celelalte categorii de bolnavi, lucru care, din câte se pare, este departe de a putea fi realizat, pentru că au fost mai multe motive invocate atât de Direcția Sănătate Publică cât și de alte autorități. Dar revenind la situația la zi, vom sta de vorbă cu Felicia Vasile. Bună seara! Bună seara! Doamna doctor, care mai este situația astăzi în spitalul COVID? Câți pacienți mai avem și, cel mai important, care este starea lor de sănătate? La momentul acesta sunt cam 80 de pacienți, 78 de pacienți internați în Spitalul Municipal Râmnicu Sărat, dintre care 3 copii. 11 pacienți sunt în secția ATI a spitalului, 6 pacienți fiind ventilați. Deci toate cele 6 ventilatoare de care dispune secția ATI sunt folosite. Sunt foarte puține forme asimptomatice, sunt vreo 4-5 pacienți cu forme asimptomatice, foarte puțini cu formă de boală ușoară. Majoritatea pacienților sunt cu forme medii severe și forme grave, cei din ATI. Da, doctor, ca personal medical, și o să vă rog să vorbiți în numele tuturor colegilor pe care îi aveți, se simte apropierea sărbătorilor de Crăciun, de iarnă, în primul rând pentru dumneavoastră, ca și personal medical, dat fiind faptul că, iată, avem 9-10 luni de pandemie, de muncă aproape în continuu pentru fiecare dintre dumneavoastră, poate cu mici pauze, poate unii care ați trecut prin infectări, alții care au avut norocul ca până acum să nu se îmbolnăvească, dar cu grijă în fiecare zi. Sinceră să fiu, foarte puțin simțim apropierea sărbătorilor de iarnă. Într-adevăr, este o perioadă mai grea, poate din acest punct de vedere, pentru că sunt medici foarte puțini la momentul acesta. Unii dintre ei sunt în concediu pentru că sunt medici unici, cum este cazul doamnei doctor de la boli infecțioase, și care nu și-au luat nici o zi de concediu până acum și chiar se simțea nevoia, era imperios necesar să se refacă puțin. Avem medici care sunt testați pozitiv și sunt infectați, deci nu pot să dezervi pacienții, așa că la momentul acesta, deci pacienții internați în Spitalul Municipal Râmnicu Sărat se ocupă doar un singur medic pneumolog, un cardiolog, medici de la chirurgie-ortopedie, un gastroenterolog care a revenit în activitate începând de astăzi,
și medicul de recuperare. Așadar, în momentul acesta, spitalul cu suport COVID nu are infecționist? Nu. La acest moment nu are infecționist, iar dintre cele două pneumologe, una singură este în activitate. Ateist are? Până astăzi, da, un singur ateist. Care va fi și în perioada următoare, nu este în concediu sau, Doamne ferește, infectat? Deocamdată nu este în concediu, dar vom vedea ce va fi. Au fost, mai vine domnul doctor Tomaș, mai venea pe gărzi, de fapt și-a reluat și dumnealui activitatea pe gărzi. De curând a fost în izolare și dumnealui. Concret, câte persoane avem infectate în acest moment la spitalul de la Râmnicu Sărat? La ce vă referiți? Persoane? Câți pacienți sunt? Nu, ca personal medical mă refer. Ca medici infectați, confirmați, sunt doi. Doi medici. Restul sunt în izolare, sunt contacti. Deci, concret, cât ți lipsesc? Restant. Foarte mulți. N-am o statistică exactă. Am înțeles. Deci, lipsește medicul infecționist, lipsește pneumologa, lipsește internistul care este în post internare, un chirurg. Așadar, este o situație foarte grea, mai ales în prag de sărbători. Vă întreb, în această perioadă în care lumea obișnuia să se întâlnească cu rudele, măcar cu, nu știu, părinții și așa mai departe, pentru dumneavoastră, cadrele medicale, aceste sărbători mai reprezintă un prilej de întâlnire sau încercați să-i protejați categoric, pe toți? Categoric nu, chiar nici nu este recomandat, în primul rând, pentru protecția celor dragi. Și în al doilea rând, dată fiind situația aceasta a pandemiei, a faptului că spitalul este în activitate continuă, chiar nu cred că mai există vreo posibilitate în această perioadă să puteți să le oferiți o bucurie în plus bolnavilor internați? De obicei, în spitale, în această perioadă, se duceau daruri, se împodobeau un brad. Vorbeam și la Spitalul Județean, toate aceste restricții trebuie respectate pentru binele tuturor, pentru a minimaliza riscul de infectare. Dacă s-a putut face ceva, s-a făcut. La dumneavoastră, în spital, se poate face ceva? Adaptăm meniul de sărbători. La noi este și mai complicat, pentru că întreg spitalul este spital suport COVID și există zonele roșii care sunt foarte greu abordabile și dar încercăm cât de cât să aducem atmosfera sărbătorilor de iarnă și în spitalul din Râmnicu Sărat. Ce înseamnă adaptarea meniului? Cam ce ați putea să le serviți pacienților? Atât cât să și poată mânca. Mă gândesc că e vorba de un meniu special, totuși oamenii sunt bolnavi. Da, nu folosim nici... anul acesta nu vor primi sărmăluțe cu varză, chiar am discutat cu medicul infecționist acum două săptămâni în privința meniului de sărbător. Folosim carne de pasăre, cozonacul tradițional. Deci cozonac și sărmăluțe, spuneați, din carne de pasăre și nu în foi de varză. Vedem. Da, o să vedem. Da, da. O să vedem. Așa ne-am propus. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru toate. Să putem păstra și tradiția și să respectăm și regimul alimentar necesar pacienților. Da, da. Așa este, pentru că, așa cum spuneam, pentru toți acești bolnavi, cred că cel mai frumos dar ar fi vindecarea, testul negativ, care să vină și să poată ajunge cât mai repede acasă, alături de cei apropiați. Doamna doctor, vă mulțumesc foarte mult. Asta ne dorim cu toții. Da, mulțumim. Pentru toate informațiile, vă doresc sănătate și sărbători frumoase, atât cât se poate în acest an, mulțumim iată, atipic. Mult. La revedere!
Doamnelor și domnilor, noi am ajuns la finalul primei părți. Vă dau întâlnire peste câteva minute. Rămâneți așadar alături de noi. O să facem un drum așa prin piață. O să stăm de vorbă atât cu cumpărătorii cât și cu vânzătorii, dar vom afla și lucruri importante de la Direcția Sanitară Veterinară. Rămâneți alături de noi. Res public. Așadar, doamnelor și domnilor, am revenit în platoul Focus News, așa cum vă promiteam la începutul acestei întâlniri. Partea a doua o dedicăm, să spunem, mai mult să aflăm lucruri care ne sunt utile în această perioadă, foarte utile, a spune în ceea ce privește pregătirea mesei de Crăciun. Vom începe cu Direcția Sanitară Veterinară, de unde trebuie să aflăm, de unde să ne cumpărăm în siguranță carnea de porc. Pentru că acest Crăciun nu este doar primul Crăciun în pandemie, cu toate restricțiile despre care am vorbit din punct de vedere epidemiologic în prima parte a întâlnirii de astăzi, dar este și un Crăciun cu restricții impuse de pesta porcină. Și este al treilea Crăciun pe care, în primul rând, crescătorii de suine l-au simțit din plin, pentru că această boală, pesta porcină, și-a pus amprenta în ceea ce înseamnă comerțul cu carne de porc și comerțul și în vânzarea animalelor vii, pentru că oamenii cumpără unii carne de porc, alții preferă animalul luat în viu pe care să-l sacrifice într-un loc specializat. Dar toate aceste lucruri și cum trebuie să facem foarte bine această pregătire, astfel încât pe masa de Crăciun să avem o carne sănătoasă în primul rând și să respectăm și toate restricțiile, vom afla de la inspectorii sanitari veterinari, mai exact de la doctorul Dan Cătuneanu. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noastre! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi în această seară și ne veți învăța, în primul rând, ce reguli trebuie să respectăm și cum să facem astfel încât produsele pe care le avem pe masa de Crăciun să fie sănătoase. Pentru că asta ne dorim, măcar ceea ce putem să prevenim, să facem. Iar aprovizionarea pentru aceste sărbători o putem face corect și cu produse sănătoase. Să luăm cu începutul, carne de porc, pentru că nicio masă de Crăciun fără carne de porc, nu-i așa? De unde să cumpărăm carne de porc? Să o luăm, în primul rând, pe parte de produs, da? Și pe de altă parte, în ceea ce privește comerțul cu animale vii. Vă ascult. În primul rând, recomandarea noastră este ca acei consumatori de carne de porc să o cumpere din magazinele autorizate sanitar veterinar. Pentru că această carne provine de la unități de sacrificare sau de procesare care sunt autorizate și care sunt monitorizate sanitar veterinar de angajații ai Direcției Sanitar Veterinare. Și în astfel această carne este absolut salubră pentru populație. Acum, sigur, există și persoane care preferă să consume carne de porc provenită din sacrificarea porcilor, pe care îi dețin în gospodărie sau pe care îi cumpără de la diverse persoane. În această situație, recomandăm cu insistență să facă acest consum al cărnii de porc numai după ce efectuează examenul de trichinelos. Cu atât mai mult cu cât există centre de efectuare a acestui examen în toate localitățile din județul Buzău, traduse prin circumscripțiile sanitare veterinare concesionare, unde activează colegii noștri, medicii veterinari de liberă practică, împuterniciți, deci privați, și care efectuează aceste examene pentru populație. Mai mult decât atât, există și 3 centre de efectuare a acestor examene trichineloscopice, unde activează colegii noștri oficiali angajați ai Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Buzău,
acestea fiind unul situat în proximitatea pieței centrale, iar celălalt în apropierea pieței Crâng, acestea două fiind în orașul Buzău, iar la nivelul orașului Râmnic cu Sărat există un centru situat în apropierea pieței centrale la parterul unui bloc de locuință. Așadar, oamenii au unde să-și facă acest examen. Ne puteți spune și cât costă? Sigur că da. Examenul efectuat de colegii noștri oficiali în circumscripțiile de control alimentelor costă 25 de lei, iar cele efectuate de colegii noștri privați, medicii de liberă practică concesionari, variază în limite absolut rezonabile, putând fi mai mari sau mai mici. În jurul tot acestei cifre. Și atunci noi, în momentul în care am merge să cumpărăm carne, să spunem că vedem un anunț pe internet și vrem să cumpărăm carne, ce ar trebui să-i solicităm vânzătorului? O hârtie care să ne arate că a făcut acest examen? Și mai ce? Pentru că știm, acum avem și aceste restricții impuse de pesta porcină, știm, nu se transmite de la animal la om. Dar cu toate astea, nu cred că este ok să mâncăm o carne de la un animal care a avut o asemenea boală. În primul rând, recomandăm ca, înainte de a da curs acestor oferte, să se documenteze, pentru că, deocamdată, având în vedere evoluția pestei porcine, este interzisă comercializarea porcilor vii și a cărnii de porc care provin din localități unde evoluează focare de peste. Deci o documentare ne arată dacă porcii respectivi, și o recomandăm să se facă către medicul veterinar din localitatea respectivă de unde persoana dorește să cumpere acești porci. Revin însă la ce am spus mai devreme și recomandăm totuși oamenilor ca, în măsura posibilităților, să se adreseze magazinelor autorizate. Acolo comerțul este sigur, este monitorizat sanitar veterinar și există garanția fermă a solubilității produsului. Care sunt localitățile unde acum sunt focare de peste porcină? La ora actuală sunt două localități unde evoluează focare de peste porcină și este vorba de comunele Smeieni și Pănătău. Pănătău. Și câte focare? Două sau sunt mai multe în cele două localități? Având în vedere că un focar de boală infecțioasă este definit ca fiind curtea în care această boală a apărut, vă pot spune că în comuna Smeieni evoluează 9 focare de peste, iar în comuna Pănătău un singur focar. Vorbim de 10 focare de peste activă în acest moment la nivelul județului Buzău. Deci, practic, oamenii ar fi bine să evite, dacă găsesc pe internet anunțuri de la crescători de animale din Smeieni, Pănătău și pe o rază de 10 km de aceste localități. Situată în zona de supraveghere. Sigur că da. Observația este corectă. Așa. Pentru că am stabilit și aceste lucruri, le-am lămurit, ca să spunem așa, ce se întâmplă cu cealaltă parte, și anume piețe, magazine. Ok, ați îndreptat pe oameni către aceste locuri unde există puncte autorizate de vânzare, dar controale sunt și cât de dese în perioada asta? Da, sigur că sunt controale, cu atât mai mult cu cât traversăm perioada sărbătorilor de iarnă. În privința asta pot să vă spun că în fiecare zi colegii noștri sunt în teren tocmai pentru a monitoriza această situație, iar de la începutul lunii și până astăzi vă pot spune că s-au făcut 111 controle care au vizat toate tipurile de obiective care intră în sfera de responsabilitate a Direcției Sanitar Veterinare Buzău. Asta însemnând atât magazine alimentare, cât și unități de procesare, abatoare, carmangerii, măcelării, piețe agroalimentare, pensiuni agroturistice, unități de alimentație publică, depozite alimentare, depozite frigorifice și așa mai departe. Cu ocazia acestor controle, sigur că au fost identificate și unele deficiențe care au ținut de depozitarea, de manipularea produselor, deficiențe în ceea ce privește etichetarea produselor alimentare, monitorizarea temperaturii care trebuie să fie asigurată în spațiile respective. De asemenea, au lipsit în anumite situații documentele medicale pentru personalul angajat. De asemenea, au fost identificate și anumite deficiențe structurale în ceea ce privește construcțiile și amenajările spațiilor respective,
precum și lipsa unor documente de înregistrare sanitară veterinară. În acest sens, au fost aplicate un număr de 36 de sancțiuni, traduse în 6 amenzi contravenționale în quantum de 19.800 de lei și un număr de 30 de avertismente. De asemenea, vă mai pot spune că în această perioadă, colegii noștri au reținut și îndepărtat de la vânzare o cantitate de aproape 20 de kilograme de carne proaspătă de pasăre și porc, care ulterior a fost dirijată spre neutralizare prin incinerare. Care a fost motivul reținerii acestei cantități? Cantitatea respectivă nu prezenta documente de proveniență. Vorbim de acei vânzători clandestini care mai vindeau pe aici, pe acolo, sau oameni pe care i-ați găsit la poartă, de exemplu, vânzând carne? Adică unde ați găsit această carne fără documente? Într-un punct autorizat, într-un magazin? Dar nu dețin această informație. Eu am informațiile pe care vi le-am prezentat. Sunt sub formă statistică. Da, poate reușim să vorbim mâine sau ca să vedem exact și de unde a fost găsită această carne, pentru că este important dacă această carne a ajuns fără documente într-un magazin sau vorbim de oameni care vindeau, nu știu, la poarta lor și sacrificaseră porcul și îl vindeau la poartă sau, nu știu, pasărea și o vindeau la poartă. Că știm, se practică un astfel de comerț. Da. În localități, în mai multe localități. Așadar, controle. Vor fi și în perioada următoare controle? Evident. Vor fi și în perioada următoare, până când vor trece atât sărbătorile de Crăciun, cât și ajunul anului nou. Vor fi întețite controle, pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, în această perioadă crește nivelul de vânzări, pentru că fiecare dintre noi dorește să-și facă aprovizionarea pentru sărbători. Iar unii dintre consumatorii doresc să păstreze tradițiile de sărbători. Puteți desfășura aceste controle în în termenii în care ați putut desfășura și în alți ani, dat fiind faptul că sunt aceste restricții impuse de pandemie. Adică mai puteți să mergeți în echipe numeroase, pe lângă acel echipament pe care îl purtați, cum desfășurați aceste controle? Controlele se desfășoară de echipe de medici care, în general, numără două persoane. Știu că erau și echipe mixte și cu cei de la protecția consumatorului, și adică erau echipe mixte în această perioadă. De asta v-am întrebat și eu am specificat că erau mai multe persoane într-o echipă din aceasta de control. Așa este, dar în perioada la care faceți dumneavoastră referire nu evolua această pandemie. Deci, în situația în care ne găsim acum, vă spun că există și echipe mixte de control, însă acestea sunt formate dintr-un personal sanitar veterinar, în speță un medic și un polițist, aceste controle având loc în trafic în vederea monitorizării transportului de animale vii și a transportului de produse alimentare de origine animală. Am înțeles. Deocamdată, în perioada sărbătorilor de iarnă, controlele pe care le efectuează Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se desfășoară numai cu personal sanitar-veterinar. Am înțeles. Puteți să-mi spuneți câte puncte de sacrificare a animalelor au fost autorizate în această perioadă? Acest lucru nu l-am punctat. Știu că era o solicitare de obicei de la Râmnicu Sărat, dacă mai există și sau dacă mai există și altele. Nu, la nivelul orașului Râmnicu Sărat există un abator în care se sacrifică atât porc cât și vită. Puncte de sacrificare însă nu. Pentru sacrificările în gospodărie este nevoie de vreo solicitare ceva sau pur și simplu omul, dacă și-a crescut pentru consumul propriu, poate sacrifica fără nicio problemă? Da. Dacă omul și-a crescut un porc sau doi pentru consumul propriu, poate sacrifica fără niciun fel de problemă. Repet însă rugămintea noastră, după sacrificare, să nu consume carne până când nu face examenul trichinoscop. Chiar dacă este doar pentru consum propriu și nu e nevoie de comer, și nu evident, îl va evident. Vinde.
nu facem distinția între tipul de consum. Important este ca această carne provenită de la animalul sacrificat să fie salubră sub raportul examenului trichinoscopic. Am înțeles, există un serviciu de permanență la DSV. Vorbiți-mi un pic despre ce se întâmplă în aceste zile de Crăciun, de Anul Nou, dacă sunt probleme, unde pot suna oamenii și în ce interval? Ca urmare a pandemiei, oamenii se pot adresa instituției noastre telefonic. Intervalul nu este unul fix. Omul poate să sune atâta vreme cât are probleme și un coleg de-al nostru îi va prelua apelul și în funcție de necesități va dispune măsuri. După ce va informa, evident, conducerea unității. Aceasta este procedura. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă mai sunt alte lucruri pe care doriți să le adăugați pentru consumatori în această perioadă, pe care trebuie să le cunoască și poate am omis eu să vă întreb. Nu, cred că ați atins toate punctele importante. Eu aș vrea să le doresc consumatorilor sărbători fericite, în sănătate, liniște, armonie și prosperitate, la fel și dumneavoastră, și să aveți parte de un an mai bun. Mulțumesc foarte mult, sărbători cu bine vă doresc și eu și multă sănătate. Așadar, doamnelor și domnilor, am văzut și am aflat de unde și cum trebuie să ne aprovizionăm în această perioadă ca tot ceea ce punem pe masa de Crăciun să fie în siguranță. Ați văzut, echipele de control sunt în continuare pe teren. Au dat până acum și sancțiuni. În exclusivitate la Focus News ne-a vorbit medicul Dan Cătuneanu, care ne-a spus că până în acest moment au fost aplicate 6 amenzi cu aproape 20.000 de lei ca valoare și 30 de avertismente pentru că au fost numeroase nereguli depistate, printre care și carne fără documente de proveniență. 20 de kilograme de carne a fost reținută această cantitate. Așadar, trebuie să fim atenți de unde ne aprovizionăm. Punctele autorizate sunt cele recomandate de către inspectorii de la DSV Buzău, mai exact magazinele, acolo de unde, practic, pe românește, noi obișnuim să ne ducem să cumpărăm și știm că am cumpărat produse sănătoase. Să nu schimbăm acum linia, să mergem să, nu știu, alegem un anunț de pe internet înainte de a verifica dacă ceea ce este acolo ne oferă și condiții sigure. Smeieniul și Comuna Pânătău sunt în acest moment focare de pestă porcină, așadar de acolo sub nicio formă nu trebuie cumpărată carne de porc și nici din localitățile aflate pe o rază de 10 km în jurul celor două comune, spun cei de la DSV. Și acum, pentru că am aflat de unde să cumpărăm în siguranță carne de porc, în primul rând, dar și alte produse, o să vă invit să facem o plimbare prin Piața Centrală. Am fost astăzi cu colegul meu în jurul orei 10. Am stat de vorbă cu producătorii de acolo din piață pentru a vedea ce se caută, ce se vinde în această perioadă, dar și cum merg vânzările. Bineînțeles că m-am oprit și mi-a atras atenția foarte mult ce este acum mai căutat. Mă refer la condimentele tradiționale pentru noi, pentru că noi buzoienii avem așa oarecare tradiție în aceste condimente, mă refer la boia de ardei care se face în gospodăriile oamenilor. Vorbesc și de babic, pentru că în această perioadă pe piața, pe tarabe, în Piața Centrală, se găsesc și astfel de produse. Haideți să vedem dacă ele sunt căutate. Pe lângă, bineînțeles, toate celelalte legume pe care oamenii le cumpără în, de sărbători și nu numai. Haideți să vedem voxurile din piață. Vorbesc despre vânzători. Ce au spus vânzătorii în această perioadă? Nu se cumpără, se face cu migală, să știți. E migală pentru tot ce se produce, dar vânzările au scăzut foarte mult. Asta e. Aici la Buzău este o tradiție cu babicul. Ne puteți da așa din secretele lui și de ce este atât de savurat acest preparat? E preparat cu boiaua făcută în casă, cu o carne mai bună. Dați-mi cu acida. Asta e singurul secret. Secretul e și felul în care îl faci.
trebuie să pui și puțin suflet în ceea ce faci. Merg foarte prost vânzările. În general, deci merg foarte prost. Văd că aveți pe masă aici și produse care se caută sau ar trebui să se caute în perioada aceasta. Mă refer la condimente tradiționale pentru zona noastră. Cât de greu se fac aceste produse și cât de mult se caută? Deci se fac foarte greu, mai ales boiaua super greu. Trebuie să încep din vară să usuci ardeiul, să nu știu ce. Și nu merg foarte bine. Deci nu merg absolut deloc. Credeți că lumea nu mai prepară în casă produsele tradiționale sau pur și simplu cumpără din comerț ce au nevoie? Da, cumpără din comerț, din marile magazine, în piață mai puțin. Acum mai se vinde cimbru, boia, varză murată, din asta sa care se folosește la porc, la sărmăluțe, la masa festivă de Crăciun și de Revelion. Cumpără lumea sau... Nu prea cumpără, nu prea avem cumpărători. Nu prea avem cumpărători. Cât de greu, văd că aveți aici pe tarabă și boia făcută în casă și un babic, produse tradiționale. Cât de greu se fac aceste produse? Se fac foarte greu și se fac din mijlocul verii, se pune ardeiul la uscat ca să se usuce frumos, ca să putem face o boia bună. Și uite, ne chinuim așa acum și nu avem clienți. Toată lumea se duce în supermarketurile alea acolo. Și babicul? Babicul facem tot așa, acum îl facem, îl afumăm, îl punem la presă și punem numai produse din astea naturale. Boia făcută în casă și bulion de ardei. Așadar, ați văzut ce spun producătorii, referindu-se, bineînțeles, la ceea ce v-am spus mai devreme, la acele produse strict tradiționale pe care le găsim pe tarabe, la producătorii noștri, acele condimente, la babicul, care, bineînțeles, poate fi cumpărat și din alte magazine tradiționale, alte magazine cu produse românești, dar cei care le aduc acolo pe piață, vorbim de vechii locuitori ai municipiului care păstrează tradiția, rețeta se transmite din generație în generație și ați văzut și din imaginile pe care vi le-am arătat, în sectorul producător practic sunt foarte puține tarabele care nu au în acest moment la vânzare condimente sau babic. Dar cu toate astea, spuneau oamenii, ați văzut că nu prea se caută, undeva la 10 lei kilogramul de babic este în acest moment. Și pentru că am văzut ce se caută și cât se caută în această perioadă, i-am întrebat pe oameni, bineînțeles, și ce pregătiri fac pentru sărbători, pentru masa de Crăciun. Ce pun pe masă și, foarte important, dacă gătesc în gospodărie, dacă mai au timp să facă lucrul acesta, vreun secret așa, unii au vrut să ni-l spună, alții nu, și sau dacă preferă dimpotrivă să cumpere tot ce înseamnă masă de Crăciun, pentru că am văzut cu toții în jurul nostru și tot ce înseamnă restaurante care s-au adaptat acum și pregătesc aceste meniuri de sărbători și care sunt practic livrate la ușa noastră, doar le scoatem din cutii și le punem pe masă. Vedem imediat ce înseamnă acest meniu din punct de vedere financiar, dar să ne întoarcem la oamenii din piață să vedem ce mi-au răspuns, cum se pregătesc pentru sărbători. Cum veți pregăti masa de sărbători anul acesta? Acasă de una singură. Ce veți avea pe masa de Crăciun? De toate. Tobăle, băr, cârnați, sarmale, ca tot românul. Le veți face dumneavoastră sau le veți cumpăra? Da. Ce veți pregăti pentru masa de Crăciun? Sarmale, cârnați, tobă, toate cele tradiționale. Sunt mai bune pregătite în casă decât cumpărate? Bineînțeles. Ne puteți spune și nouă un secret al bucatelor făcute în casă? Păi multă lume fac sarmalele cu ceapa călită. Eu fac sarmalele cu ceapa necălită și mi se pare că e mai bine. Cum vor fi aceste sărbători pentru dumneavoastră? Pentru mine o să fie frumoase, liniștite, la biserică, cu familia. Musafiri veți mai avea? Nu, că sunt văduvă și copiii sunt plecați în afară și o să merg la una, la fata mea. Cum veți pregăti masa de sărbători anul acesta?
tradițional în orice caz și mai subțirel un pic, pentru că bugetul este mai limitat un pic cu pandemia asta și copiii nu mai au... Mai vin copiii la masa de sărbători? Din păcate, băiatul meu este plecat în străinătate și nu poate să vină. În ce țară este? În Anglia. Tocmai s-au impus restricții. Am dat 2 săptămâni. Chiar am vorbit astăzi dimineață cu el și 2 săptămâni. Va veni, se pare, pe 13 februarie. Îl așteptăm și atunci. Și atunci e sărbătoare pentru noi. Cea mai mare. Și eu pregătesc acasă sărățele și saleuri și... Tot ce înseamnă preparate pe bază de carne de porc, veți face în casă sau veți cumpăra? În casă. Ce veți face? Sarmalele tradiționale, ceva friptură, ouă umplute, lebăr, cârnați, n-am tăiat porc, deci cârnați avem, de la cineva ne-o trimis, lebăr, cred că dacă nu găsesc pe undeva să iau, că e important și asta, da? Sunt mai bune cele pregătite în casă sau sunt, la fel de gustoase? Sunt. După părerea mea, sunt mult mai gustoase cele preparate. Bine, acum eu am și o vârstă și poate și asta mă duce spre... E vreun secret pentru aceste preparate? La fiecare produs este cât un mic secret și îl știe numai cel care prepară produsul respectiv. Cu tot ce e necesar. Cu tot ce veți găti? Caltaboș, cârnați, sarmale... Sunt mai bune cele pregătite în casă sau și cumpărați? Mai și cumpărăm. Ce cumpărați? Aici un magazin. Spre exemplu, anul ăsta, tobă, că n-am făcut-o. În rest... De ce n-ați făcut-o în casă? N-am făcut-o pentru că n-a fost timp. N-a fost timp să o facem până acum și de acum încolo nici nu mai fac. Am masa și nepoții. Masa va fi, înțeleg, îmbelșugată, dar la masă se vor așeza toți cei dragi? Așadar, doamnelor și domnilor, i-ați ascultat pe oamenii cu care m-am întâlnit astăzi în piață și, bineînțeles, care au dorit să stea de vorbă cu noi, să ne împărtășească din obiceiurile pe care le au în această perioadă. Oamenii au fost sinceri, ne-au spus că unii vor cumpăra produse gata făcute, alții preferă să le facă ei în casă. Vor fi mesele la fel de îmbelșugate, dar vor fi mai puțini la așezați la masă. Unii pentru că au copiii plecați în străinătate și restricțiile impuse de pandemie, iată, nu le permite să fie acasă de sărbători. Alții pentru că preferă să se protejeze și atunci nu vor merge în familie alărgită, ci preferă să facă aceste sărbători doar cu copiii, pe care unii dintre ei spuneau că nu i-au mai văzut de ceva vreme, un buget mai redus, dar cu toții păstrează obiceiul și bucatele tradiționale pe masa de Crăciun. Pentru cei care vor să aibă toate aceste bucate pe masa de Crăciun, dar timpul poate nu le-a permis să prepare totul sau poate vor ca în aceste sărbători, tocmai pentru că sunt, iată, cu atâtea restricții, să se răsfețe cu un meniu special. Și pentru asta bucătarii șefi au pregătit în această perioadă tot felul de oferte, vă spuneam mai devreme și de restaurante care au lansat așa în online foarte multe oferte, meniuri de sărbători. Noi în această seară am ales să stăm de vorbă cu șef Cristi Ais, care sincer, personal, îmi face poftă în fiecare zi, de fiecare dată când postează pe pagina de Facebook tot felul de meniuri și bucate, iar cele tradiționale, bineînțeles că mi-atrag atenția nu doar mie, ci tuturor celor care văd aceste postări, îmi dau seama după numărul de comentarii lăsate acolo. Șef Cristi Ais este în acest moment în legătură telefonică cu noi. Bună seara! Bună seara, sărumâinile! Ce pregătiți pentru masa de sărbători? Pentru că sunt convinsă că aceasta este întrebarea pentru mulți dintre cei care ne urmăresc în acest moment, tocmai pentru a ști dacă a cumpăra produsele gata făcute poate fi o variantă pentru ei în această perioadă. Da, este o variantă foarte bună. Cei care aleg bucatele tradiționale românești, într-adevăr cele tradiționale, făcute de bucătăriile noastre buzoiene, de bucătarii care încă se mai ocupă de așa ceva. Ce-am pregătit pentru masa de Crăciun? Am pregătit bucate alese. Am mers cu sărmăluțe care le fierbem la ceaun, cu slăninuța fumată, fiind umplute cu carne de purcel, piftia tradițională cu urechi,
usturoi călugăresc de la, de la râmnic, caltaboșu, care îl facem în stilul nostru buzoian, cu carne tocată, orez, ceapă, condimente și nu cel cu organe. Salata de brâu, care merge și de Crăciun și de Revelion, cu piept de pui. Aceste imagini cu unele dintre bucate, scuză-mă că te întrerup în acest moment, o parte din aceste bucate, fotografii cu ele, bineînțeles, rulează în acest moment pe micul ecran. Sper că nu le facem prea mare poftă celor de acasă. Mie recunosc că deja a reușit să-mi provoace poftă și să mă provoace să comand așa ceva sau să încerc să pregătesc și eu acasă. Dar te ascult în continuare pe tine, ce bucate le mai pregătești? Da, am câteva bucate foarte faimoase care au fost comandate în Germania, Marea Britanie și Spania. În Germania chiar de un restaurant foarte faimos, tradițional românesc. Acolo le-am pregătit și jumări cu carne. Le-am pregătit șunculiță ardelenească, pentru că doar ardelene o fac cu carne, pe care am fiert-o în zeamă de varză. Și am făcut și baconul țărănesc, l-am denumit eu așa, este vorba de pieptul de porc, baconul, care l-am fiert la fel în borș de casă, în zeamă de varză, boabe de piperie în dibahar, le-am dat la fum și șunculița și baconul ăsta țărănesc, după care la strașină le-am pus și le-am zvântat. Cum am zis, la mare căutare a fost și borcanul bunicii, așa l-am denumit, un borcan care conține carne la garniță, carnea aceea gătită în untură, cu cârnați tradiționali de porc. I-am pus bine acolo, am acoperit cu untură și rezistă la temperatură 2-3 grade, 5 grade, undeva la întuneric și până la toamnă. Acestea au fost în vogă, să zic așa. Cam cât costă un meniu, să spunem, pentru 4 persoane și cam ce ar cuprinde? Ca să ne facem o imagine. Bineînțeles că toată lumea poate să comande fiecare ce dorește, dar ca o imagine de ansamblu. În jur de maxim 300 de lei poți avea o masă destul de îmbelșugată de Crăciun. Constând în sărmăluțe, în caltaboș, piftie, salată de beof, și ceva șunculiță putem adăuga acolo. Nu avem, cel puțin eu, nu am optat pentru prețurile foarte ridicate, deoarece este pandemia, noi nu prea mai avem bani, în general populația, și încercăm să facem o calitate cât mai bună, la un preț cât mai mic, ca toată lumea să aibă ceva pe masa de Crăciun. Ați dat startul acestor meniuri cu câteva zile în urmă, dacă nu mă înșel, în jur de 1 decembrie, poate și dumneavoastră, după celebra și tradiționala fasole cu celan pe care au putut buzoienii să o comande. Spuneți-mi ce comenzi ați înregistrat până în acest moment, dacă apelează românii la o masă de Crăciun gata pregătită. Da. Nu am avut încredere că vor comanda, dar neîncrederea asta mi-a fost pulberată. Foarte multe persoane m-au ales. Și, cum am zis și mai devreme, chiar și din străinătate, le-am pus pachetele pe microbuz, alegând tradiționalul și calitatea. Mulți alergând după calitate, pentru că avem nevoie și de sănătate, în primul rând. Au avut oamenii și cerințe speciale sau ceva ce s-a comandat, să spunem, de aproape fiecare client? Da, am avut cerințe speciale la piftie, unde câteva persoane, câțiva clienți au cerut ca piftia să fie făcută nu numai cu urechi, pentru că așa serveau dânsii când erau la bunici sau la părinți. Și bineînțeles că am optat ca să le îndeplinesc cerința. Până când asta veți face livrări? Livrările vor fi în data de 23 și 24. Din păcate, mâine, cred că până în ora 12, voi lua ultima comandă pentru masa de Crăciun, pentru că s-au acumulat foarte multe comenzi și de-abia le facem față. Neavând foarte mulți bucătari în spate, ne descurcăm așa cum putem, făcând și calitate în același timp. Ne puteți spune așa cam ce cantități veți găti pentru sărbătorile de iarnă? Păi să zicem undeva la
numai de piftie vorbind, undeva la 80 de litri de piftie cel puțin. Salată de beof la fel câteva zeci de kilograme. Deja am început lucrul la fiertul cartofilor, la fiertul morcovilor, carnea de pui, pieptul de pui și toate cele. Caltaboșul deja a început să fiarbă din această seară, să avem la fel câteva zeci de kilograme. Da, vreau să zic că este bine, nesperat de bine. Dumneavoastră ați început această afacere în pandemie și acum, după atâtea luni, vă întreb și după aceste comenzi și după acest succes, îmi dau seama, după spusele dumneavoastră, cum este? Să fiu sincer cu dumneavoastră, pe tot timpul pandemiei a mers foarte prost. Marea majoritate a celor care lucrează la birou au revenit acasă lucrând 4 ore de acasă și nemai comandând mâncare de la firmele din oraș. Asta ne-a redus comenzile cu mai bine de 60-70%. Am rezistat pe piață, cu toate că suntem foarte mulți, cred că în jur de 60 de firme de catering la ora actuală în oraș. Rezistăm cu greu, a fost o chestie nesperată că vom avea comenzi de Crăciun. Dumnezeu ne-a ajutat și avem. Care credeți că a fost secretul care i-a determinat pe buzoieni să apeleze la bucatele gătite de dumneavoastră? Acel ingredient cheie, sau dacă putem să-i spunem așa, al afacerii, bineînțeles. Marea majoritate a clienților care au comandat acum de sărbători sunt clienții care comandau aproape zilnic bucate de la meniul zilei și specialitățile pe care le aveam de luni până vineri la bucătăria lui Cristiaes. Cei care au gustat din bucatele mele, da, le-au plăcut și au mers în mâna mea și m-au lăsat să le pregătesc ceva bun de Crăciun. Pentru anul nou pregătiți ceva? Da, încă lucrez la meniu, sper ca a doua zi de Crăciun să-l și afișez, să dau drumul la comenzi. Voi alege un meniu poate mai light, dar nu va lipsi nici salata de beof, nici sărmăluțele care vor trebui să fie pe masă acolo și poate nici piftia. Răcitura asta o să meargă dimineața cumva. Veți respecta și din superstițiile românilor? Știți că pe masa de anul nou să nu lipsească peștele, strugurii? Da, voi încerca să afum macrou pentru că este cel mai sănătos, cu toate că nu ne documentăm despre el. Macroul este cel mai sănătos pește la ora actuală. O să-l pun la sare și o să-l afum pentru că am condiții și afumătoare electrică. Și o să fie și macrou afumat pe masa de Revelion. Ultima întrebare, dacă faceți livrări doar în municipiul Buzău sau veți merge și în localitățile de lângă Buzău, dacă aveți comenzi? Am avut și în localități, chiar și la Râmnicu Sărat am avut comenzi, adică încă le am și doar trebuie să le livrez data de joi. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile. Vă doresc spor la gătit în primul rând și sărbătorii frumoase așa cum vă doriți alături de cei dragi. La fel și telespectatorilor le urez sărbători cu bine și sănătoase. Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care ne le-ați dat aici. Așadar, cei care vor o masă de Crăciun gata pregătită, bucatele să fie livrate direct la ușa dumneavoastră, iată în ajun de Crăciun, o variantă o reprezintă meniul gata pregătit. Și dacă v-am prezentat bucatele lui șef Cristi Ice, o să vă mai merg pe o variantă, să echilibrăm balanța, pentru că gusturile nu se discută și atunci ați văzut, spunea și șef Cristi Ice, sunt 60 de firme care livrează în această
această perioadă bucate și au meniuri speciale de sărbători. Noi nu puteam să intrăm în legătură directă cu toți 60, dar am ales doi bucătari, doi tineri, să le spunem, care au mers către această afacere în acest an pandemic. Dacă am vorbit cu Cristi Ait, o să mergem mai departe și o să vorbim cu Mirela Gheorghe. Este un tânăr antreprenor care la fel a mers pe această variantă de afacere chiar după starea de urgență în acea perioadă și în această perioadă de sărbători are la fel un meniu special de sărbători. O să vedem ce bucate pregătește dumneai, pentru că este în acest moment în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara! Bună seara, Marilena, ție și telespectatorilor tăi! Bună seara, îți mulțumesc că ești alături de noi. Spune-mi ce bucate pregătești în această perioadă tuturor clienților tăi, pentru că, așa cum spuneam, este o afacere de câteva luni, cea pe care o ai și deja ai formată, bineînțeles, o clientelă. Meniul este deja cunoscut pe internet, așa cum, de altfel, în această perioadă, toate firmele care merg pe parte de catering și de livrări la domiciliu au aceste meniuri cunoscute așa cum poate fiecare, tocmai pentru a atrage clienții. Tu cu ce îți atragi clienții? Ce bunătăți? Eu am vrut să abordez niște preparate mai speciale și anume cele din carne de struț. Astfel clienții mei vor fi îmbiați cu sărmale din carne de struț, cu o piftie foarte bună din carne de struț, niște cârnați foarte buni din carne de struț, dar acestea nu sunt numai acestea preparatele pe care eu le am în ofertă în această perioadă. După cum bine știți, am niște platouri cu aperitive foarte apetisante, un pic altfel decât sunt oamenii, să zic, obișnuiți. Mai am și niște deserturi mai deosebite, să spun, tot așa, altfel decât sunt oamenii obișnuiți. Îi aștept pe pagina noastră de Facebook să ne vadă meniul și în același timp să ne și comande. O să-i rog pe colegii mei să ne arate și fotografiile pe care le-am pregătit, pentru că recunosc că am făcut această solicitare pentru a vedea cei de acasă ce ar putea să comande dacă aleg acest meniu. De ce carne de struț? Cu ce este ea mai gustoasă sau de ce este mai gustoasă decât tradiționala carne de porc? Este bine de știut că această carne de struț are niște calități nutritive mai deosebite. Chiar dacă este o carne roșie, are un conținut de grăsimi mult mai mică decât cea a curcanului. Este foarte bună pentru consumul zilnic, atât cât pentru noi oameni normali, cât și pentru cei care au anumite intoleranțe și pentru copii. Ce vei pregăti? Ai spus cârnați, ai spus, spune-mi dacă practic din carne de struț se poate face orice. Eu am adaptat carnea, preparatele tradiționale, să zic, la carnea de struț. Astfel am făcut încercări și mi-au ieșit foarte, foarte bune și în curând vor fi și pe piață. Am făcut o tobă din carne de struț, am făcut un lebăr din carne de struț, chiar și jumări. Am făcut și niște carne la borcan, tot din carne de struț, prăjită în grăsimea struțului. Deci, practic, din această carne putem face orice și o putem adapta la orice preparat tradițional. Bine de știut, spune-mi cam cât ar costa un meniu, pentru că acum oamenii probabil se gândesc că dacă vorbim de specialității mai puțin întâlnite și prețul este unul foarte ridicat. Spune-ne exact cam cât ar costa un meniu și cam ce ar conține el. Deci un meniu pentru 4 persoane costă în jur de 300 de lei și conține un platou cu aperitive, 8 piftie din carne de struț, 30 de sarmale tot din carne de struț, o friptură la alegere și un desert la fel la alegere. Și ce desert? Pentru că ai spus că la fel pregătești ceva deosebit.
Uite, chiar acum avem ceva imagini. În ofertă, da, în oferta de Crăciun avem tortul de ciocolată făcut în casă cu ingrediente naturale. Avem un tort de morcov foarte bun cu o cremă de brânză aromatizată foarte bine. Și mai avem tortul Red Velvet, care și acesta este deosebit. Tot cu o cremă de brânză aromatizată foarte, foarte bine și este extraordinar. Adică clienții noștri care l-au cumpărat au fost extrem de încântați și de gust și de felul cum sunt ele prezentate. Au curs comenzile, cam ce cantități veți pregăti în această perioadă în funcție de comenzile pe care le aveți? Avem comenzi, suntem deja am început pregătirile, suntem destul de ocupați. Trebuie să avem în vedere că ne aflăm într-o perioadă destul de dificilă pentru toți antreprenorii din domeniul Horeca. Această pandemie a influențat în mod negativ, să spun, decizia de cumpărare a clienților, dar sperăm să ieșim mai repede din această perioadă și să revenim la vremurile bune pe care toți le știm, când majoritatea își comandau masa de Crăciun la firmele de catering. Din observațiile noastre, în această perioadă, oamenii nemai putând să plece în alte excursii sau vacanțe, rămânând acasă, aleg să-și gătească și să-și pregătească singuri masa de Crăciun. Anul acesta cum a fost? Pentru că, iată, văd în acest moment de Crăciun meniul pregătit are căutare. Per total, pentru că este o afacere începută în acest an atipic, pentru că oamenii au stat mai mult acasă și poate au renunțat la comenzi pentru că și-au putut pregăti. Cum a fost acest an? A fost un an provocator. A trebuit să fiu foarte inventivă ca să mă adaptez și să-mi adaptez produsele și preparatele la cerințele pieței. În același timp a trebuit să fiu, o mare provocare a fost în am găsit ingredientele cele mai bune, dar la prețurile, cum să zic, corecte, astfel încât produsul final să nu fie foarte, foarte scump și să și-l poată permite majoritatea. Pentru anul nou, dacă pregătești ceva pe câteva secunde, dacă poți să ne spui. Pentru anul nou ne păstrăm același meniu care l-am avut și pentru masa de Crăciun. O să anunțăm pe Facebook și surprizele pe care momentan le ținem, dar pentru noi. Deci în prima săptămâna viitoare vom posta și meniul disponibil pentru masa de Revelion. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile. Vă doresc spor la gătit, pentru că este, iată, o perioadă aglomerată pentru dumneavoastră. Sărbători cu bine și să ne auzim la fel de sănătoși și de bucuroși ca în această seară și anul următor, dacă nu ne mai auzim până la anul. Sigur că da. Sărbători cu bine și ție și telespectatorilor tăi. Multă sănătate și sărbători liniștite. Vă mulțumesc foarte mult. Noi, domnilor și domnilor, mergem mai departe. Ați văzut cam cât ar costa și ce bunătăți pot fi comandate și livrate la domiciliu cu doar o zi înainte de Crăciun. Eu voi încheia această emisiune cu o știre specială pregătită de colegii mei de la Vrancea, unde polițiștii au devenit ajutoarea lui Moș Crăciun și au dus cadouri la cei aflați în nevoie în această perioadă și pentru care un mic gest poate însemna foarte mult. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire lunea viitoare. La revedere! Când au ajuns polițiștii în satul Poienița din comuna Dumitrește, acasă la familia Petroiu, băiatul cel mare muncea de zor. Elev în clasa 10-a, imediat ce a terminat orele online, s-a apucat de spart lemne, pentru ca alături de cei trei frați și surori și de mama lui să nu sufere de frig. El a rămas bărbatul casei de când capul familiei s-a prăpădit în urmă cu câteva luni. Am terminat cu orele online și pe acasă, cu treburile una alta. Nu mai duc de când în cât cu ziua, pe acasă, cu treburile. Mama era în sat cu ziua ca să facă rost de bani pentru a-și întreține copiii.
Până a venit acasă, spiridușii moșului au descărcat mașinile și au dus în casă toate darurile cu care au venit. Mezinul casei, în vârstă de 7 ani, s-a bucurat să vadă printre daruri și o pușcă, mai ales că visează să îmbrace pe viitor haina militară. Până atunci însă își face planuri pentru noaptea de Crăciun, când vrea să organizeze o pândă ca să-l prindă pe Moș Crăciun. Stai de 6, da? Păi zici, aici lângă brad, dar el are un plan. Niciun copil n-a reușit să-l prindă. Și fetițele mele în fiecare an încearcă și n-au reușit. I-a spune totul, doamna, ce plan ai ca să-l prinzi tu pe Moș Crăciun? I-a spune, spune și nouă. Îmi fac colț lângă brad. Aha. Și apoi stau până vin. A, exact așa au făcut și fetițele mele. Și ghiși ce? N-au reușit. Le-am găsit acolo dimineață, dormeau lângă brad și pe moșul nu l-au prins. Pentru că moșul este iute. Pentru că trebuie să ajungă la toți copiii din lumea asta. Și atunci... Eu îți doresc succes. Dacă îl prind, să-mi spui și mie, da? Pentru Tatiana e greu. Nu are un loc de muncă, așa că muncește cu ziua pe unde găsește, ca să-și întrețină casa și familia. Și cu toate că e greu și a rămas singură, fără bărbatul pe care îl iubea de peste 20 de ani, e optimistă. Viața e frumoasă, doar că dacă ai de muncă, o reușești. Nu ai de muncă, este greu. Eu, ca să mă pot descurca, că mai munceam cu ziua și ce mai fac prăjituri și torturi. Dulciuri la comenzi ca să putem să supraviețuim. Viața e frumoasă pentru Tatiana și pentru copiii ei și pentru că anul acesta Crăciunul va fi îmbelșugat, iar moșul nu i-a ocolit. Polițiștii l-au ajutat pe Moș Crăciun să ajungă și anul acesta la familii greu încercate. Încă din octombrie, oamenii legii au donat sânge și plasmă, iar toate bonurile adunate în urma campaniilor de donare au devenit daruri pentru familii din sate uitate de lume. Campania de donare de sânge a început încă din luna octombrie. Ca în fiecare an noi reușim, slavă Domnului, să ne mobilizăm. Polițiștii vrânceni desfășoară anual 3 sau chiar 4 campanii. Bonurile oferite în urma donării de sânge sunt valorificate. Din ele achiziționăm alimente de bază, jucării, hăinuțe și lucruri care sunt necesare oricărei familii cu copii în special, dar și familiilor formate din vârstnici la care reușim să ajungem. Spunem noi că suntem ajutoare de bază pentru Moș Crăciun. Am numit echipa noastră, care astăzi este formată din colegii mei de la Serviciul pentru Imigrări Vrancea și colegii de la Postul de Poliție Dumitrești, am numit-o echipa bucuriei, pentru că practic asta încercăm noi să facem, să aducem un strop de bucurie din stropul de sânge donat, încercăm să aducem un strop de bucurie familiilor care sunt încercate și cu care soarta nu a fost atât de darnică. La Tatiana au mers și polițiști de la Serviciul Imigrări, mai ales că ea e o veche cunoștință de-a lor. Deși acum e cetățean român, mulți ani a avut statut de imigrant din Republica Moldova. Am auzit despre cazul acestei doamne din Dumitrești. Ține oarecum și de specificul muncii noastre, dumneai fiind la origine cetățean de naționalitate moldovean. Între timp a dobândit cetățenia română. Și mai mult decât atât, am rămas impresionat despre faptul că în urmă cu ceva timp dumneai a rămas văduvă cu 4 copii în întreținere. Și mă repet, la solicitare Inspectoratului de Poliție Vrancea, colectivul Serviciului pentru Imigrări Vrancea a dorit să ajute cât de puțin poate să aducă o mică bucurie acestei familii încercate. La fel ca familia Tatianei și alte familii din Vrancea au primit daruri în ajun de Crăciun după ce polițiștii și-au dat mâna cu moșul, iar în afara celor cumpărate cu bonuri, se adună zilnic daruri și la bradul din holul Poliției Județene. În holul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea am organizat, îi spunem noi, holul lui Moș Crăciun. În sensul că acolo polițiștii vrânceni adună zilnic pachete cu alimente, haine, jucării, și alte lucruri utile și de acolo noi ne organizăm. Știm clar de seara unde vom merge a doua zi și ne organizăm astfel încât să ajungem la cât mai multe familii. Polițiștii străbat în continuare județul în lung și în lat cu daruri atât pentru familii nevoiașe care au mulți copii, cât și pentru bătrâni singuri și neputincioși care au mare nevoie de o mână de ajutor.